La prima întâlnire e posibil să ai foarte mari emoții, în special dacă n-ai mai avut multe întâlniri înainte. Bineînțeles că vrei să faci o impresie bună, dar nu știi cum, nu știi despre ce să vorbești, unde să mergeți. Am să spun 4 lucruri pe care să le faci și 4 pe care să nu le faci la prima întâlnire cu o fată, astfel încât să ai un plus și să reușești să îți controlezi emoțiile, să îi dăm drumul. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci sau să le faci în cazul ăsta sunt complimentele. Dacă vrei să faci o primă impresie bună, nu e nimic mai eficient decât să faci un compliment. Atenție! Nu despre aspectul ei fizic, ci despre ce poartă. Găsește un obiect vestimentar de al ei care iese în evidență și fă un comentariu pe seama asta imediat cum vă întâlniți. Primul lucru pe care să nu-l faci este să nu aduci flori. Chiar nu e necesar. Obișnuiam să aduc câte un trandafir la prima întâlnire prin clasa noua ca să par interesant. Problema e că se simt datoare pentru că tu vii cu ceva și ele vin cu mâna goală. Din clasa 10 am început să nu mai aduc nicio floare la prima întâlnire și n-am sesizat nicio diferență majoră. Întâlnirea merge la fel de bine. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l faci este să pui multe întrebări. La o întâlnire, principala ta preocupare ar trebui să fie să afli cât mai multe chestii despre fata cu care ai ieșit. De aia trebuie să pui multe întrebări despre orice, orice îți trece prin cap. E o metodă bună atunci când nu mai știi ce să zici. Și vezi cum reacționează. Dacă spune și întrebări la rândui, e un semn bun, dar nu uita să mai vorbești și tu despre tine ca să nu se simtă ca la un interogatoriu. Al doilea lucru pe care n-ar trebui să-l faci este să plătești pentru ea. Din nou, nu e necesar. Am fost la întâlniri la care am plătit eu pentru ea și la întâlniri la care n-am plătit. Nu e nicio diferență, ba chiar din contră. Majoritatea fetelor vor să se simtă independente și dacă îi plătești, tu pui presiune pe ea ca să-ți întoarcă favorul, fapt care o va face să se simtă inconfortabil. Așa că, fără presiune. Al treia lucru pe care ar trebui să-l faci este să o duci într-un loc interesant. Contează foarte mult și locul în care mergeți, pentru că pe lângă pălăvrăgeală trebuie să vă și distrați ca să nu devină plictisitor. Am făcut nu demult un video cu 10 idei originale pentru prima întâlnire la în colțul din dreapta al ecranului. Uită-te la el dacă vrei să afli câteva locuri unde poți să te simți bine. Al treia lucru pe care n-ar trebui să-l faci este să o lași numai pe ea să vorbească. E șansa ta să te vinzi. Vorbește despre ce te pasionează, despre ce calități ai sau despre ce defecte ai. Întreabă și pe ea ce defecte are ca să știi la ce să te aștepți. Și cel mai important, fii sincer, nu minți. Pe cât posibil. Al patrulea lucru pe care ar trebui să-l faci la prima întâlnire este să te asiguri că stabilești o a doua întâlnire. Dacă totul decurge bine și vă placeți unul pe altul, la final fă o propunere pentru încă o ieșire altă dată. Ai grijă să precizezi data și locația ca să nu fii nevoit să-i spui prin mesaje pentru că e mult mai eficient față în față. Așa că ar trebui să ții cont de asta. Și în final, al patrulea lucru pe care n-ar trebui să-l faci la prima întâlnire este să te temi că o vei da în bară. Înțeleg că ai emoții la prima întâlnire, cu toții avem, doar că nu ai de ce să te temi. Ești la acea întâlnire ca să te simți bine, atât tu cât și fata cu care ai ieșit. Așa că dacă faci ceva prostesc sau ceva nu merge cum ți-ai fi dorit, tu nu o trata ca pe o mare scofală. Râzi de tine, fă mișto de tine și totul o să fie bine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacovescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, v-aș ruga să dați un follow la pagina de Instagram, jurnalul meu, unde puteți găsi citate sau poezii super interesante, aveți linkul în descriere. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita! Uneori reușită, nu rateu! Pa, pa!